Mă numesc Dragnea Anișoara, ne aflăm la Societatea Agricolă Agrozom din Comuna Valea Ciorii, județul Ialomița. Lucrăm o suprafață de teren de 630 de hectare. Avem cultivate 250 de hectare de grâu, 85 de hectare de rapiță, 90 de hectare de floare și 186 hectare de porumb. Nu am avut probleme cu afidele. Spre exemplu, la primul tratament la grâu am folosit transformul ca și insecticid și la al doilea tratament tot transformul și n-am avut... E produs Corteva și nu am avut probleme cu afidele la grâu. Și nici la rapiță. Deci nu am avut afide nici la rapiță. Tot tratamentul, cred că preventiv și transformul scump și inazuma folosită la rapiță, la fel tot un produs scump, dar să știți că produsele scumpe își fac treaba, pentru că am avut și experiența anilor în care am luat erbicide ieftine, că am zis că sunt mai ieftine și totuși nu și-au făcut efectul. Deci cu inazuma am făcut și primul tratament la rapiță și al doilea tratament la rapiță, dar a avut efect și asupra gărgăriței tulpinilor, deci am aplicat preventiv și nu am avut probleme cu gărgărița tulpinilor. Ea a fost prezentă tot timpul, dar aplicat tratamentul la interval de 3 săptămâni, chiar a avut efect foarte bun și nu am avut probleme nici cu afidele, nici cu gărgărița tulpinilor la rapiță. Și la fel, aplicarea transformului la grâu și la primul tratament și la al doilea nu am avut probleme cu afide și nici cu pleoșnița cerealelor.